Vă salut, dragi prieteni, pe contul meu de Facebook, Cătălin Ioțeni, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici, live pe Facebook, de această dată, nu în sufragerie, în deplasare, dragi prieteni, într-o deplasare foarte, foarte dragă mie, un oraș foarte drag mie, după cum deja bine știți, Drobeta, Turnul Severin din județul Mehedin, și alături de mine se află Maria Cristina Firu, directorul Bibliotecii Județene, Ighe Bibicescu din Drobeta, Turnul Severin, și psiholog Adlerian, pentru că vom vorbi astăzi despre lucruri foarte, foarte frumoase și foarte interesante în această sferă, în primul rând. Dar vreau să discutăm puțin și despre frumoasele activități de la Biblioteca Ighe Bibicescu, pentru că în perioada asta s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase și vreau ca doamna director, doamna manager Maria Cristina Firu să ne spună așa, ca un fel de bilanț de sfârșit de an, pentru început, câteva lucruri de la Biblioteca Județeană Ighe Bibicescu din Drobeta, Turnul Severin. Bună seara, vă spun și eu, cred că a doua oară din cabinetul meu, de data aceasta. A doua oară, pentru că prima dată am fost în Biblioteca Județeană, prima emisiune cu tine. Așa, e a treia emisiune, dar prima dată, da, așa da, este. Da, da. Și sper să nu fie surprinși cei care ne urmăresc acum, că în spate avem jucării. Eu sunt mai mult... Da. Folosesc foarte mult jucăriile în terapia copiii și cum eu am... mai mulți copii la cabinet, în afară, adică mai puțin adulți. Da. Ia, așa. Deci, facem terapie cu prin joc de rol, dramaterapie și sunt tot felul de marionete și jucării. Un om de zăpadă care nu s-a topit. Da, nu s-a topit. Nu s-a topit și nu se topește. Da? Și am convenit împreună ca să nu le mutăm de spate, că ăsta e decorul meu zilnic în activitatea cu copiii. Sigur că da. Cum activitatea cu copiii am transpus-o și la Biblioteca Județeană. De asta vreau să zic că și la bibliotecă am văzut că sunt foarte mulți copii care vin. Extraordinar de mulți copii, iar în perioada aceasta am făcut ateliere specifice sărbătorilor de iarnă. Și noi, având foarte multe spații și cam în tot orașul, în fiecare zi, în fiecare spațiu, au fost 50, 60, 100 de copii, deci pe ateliere. Colegii mei au muncit ca spiritul lui Moș Crăciun. Am văzut și vă felicit. Iar de săptămâna viitoare, deci zilnic, doar într-o secție vom avea 150 de copii, doar în una dintre secții. Așa acumulat, avem 300 de copii zilnic, colindători, ateliere, vom avea chiar și... o activitate foarte interesantă marți cu elevi de liceu. Marți acum. Deci. Da, marțea următoare, unde avem un fel de bibliotecă vie din foarte multe persoane, din mai multe domenii de activitate. Și fiecare vom vorbi despre activitatea noastră, despre piedici pe care le-am avut, cum le-am depășit, probleme. Ei vor învăța din experiența noastră directă. E și un fel de consiliere vocațională această activitate, că ei vor alege ce vor să facă viitor. Îi salutăm pe toți cei care ne privesc și ne mulțumim că se află alături de noi. Daniela, nu ți-o spune bună seara ție și invitatei din această seară. Mulțumim foarte, foarte mult. Și tuturor celor care ne sunteți alături, vă mulțumim foarte mult. Respect, ne-a scris ceva. Vă mulțumim din tot sufletul că sunteți aici alături de noi. Foarte frumoase activități, am văzut lucrul ăsta și vreau să te felicit pe tine și pe întreg colectivul de la Biblioteca Ighe Bibicescu. Foarte mult zilele acestea. Felicitări, pentru că o parte de ei, apropo de prima emisiune pe care am făcut-o la bibliotecă, chiar un an e de atunci, tot în perioada asta era, și am cunoscut o parte din angajați și vreau să vă felicit pentru lucrurile frumoase pe care le faceți. Deși nu sunt oameni foarte mulți, fac treabă foarte bună și pentru asta merită tot respectul. Da, bravo vouă. Și la Sărbătoare săptămâna trecută am colaborăm foarte bine și cu alte instituții de cultură de la noi din oraș, cu Palatul Culturii și Muzeul și Centrul Cultural Nichita Stănescu. Până la urmă suntem puține instituții de cultură și trebuie să colaborăm, pentru că finalul, scopul nostru este să ajungem cât mai aproape în casele oamenilor, prin cărți, prin spectacole, prin muzeu, prin teatru. Noi trebuie să ajungem alături de oameni. La urmă, noi existăm în Turnul Severin pentru oameni, pentru ei, pentru mehedințeni, pentru severineni. Pentru ei deschidem ușa dimineața. Și noi la Craiova, de fiecare dată spun lucrul ăsta, avem cu ce ne lăuda și nu mai spun de Târgul de Crăciun, și Craiova este un oraș viu, e foarte vie. Mă bucur să văd că și Drobeta, Turnul Severin, este un oraș foarte viu
și aveți activități foarte, foarte frumoase. Da, în fiecare zi sunt activități și spectacole în toate organizate, puse în scenă de instituțiile de cultură de la noi din oraș. Și sper că și orașul ți-a plăcut, că deja s-au foarte, prins lucrurile. Da, da, foarte. E fenomenal și mulți chiar dacă critică, de ce ne trebuie nouă beculețe în oraș, de ce ne trebuie nouă spectacole de sărbători, de ce ne trebuie nouă toate astea? Păi ăsta e spiritul Crăciunului. Corect. Violeta Algramon spune felicitări, doamna director, pentru ceea ce faceți. Mulțumesc, felicitări și tuturor. Salutăm și pe Popescu Adi și pe toți cei care ne sunt alături. Foarte frumos, într-adevăr, și încă o dată felicitări pentru lucrul ăsta. Am zis să începem emisiunea cu acest bilanț de sfârșit de an, pentru că orice instituție are la un moment dat, în fiecare sfârșit de an, un bilanț. Gabriela Pogaș, bună seara, tot respectul pentru oameni deosebiți. Mulțumim în asemenea. Violeta Algramor, felicitări doamna director, Maria Cristina Firui, salutăm și pe toți cei care ne sunt alături și ne trimit mesaje foarte, foarte frumoase și văd că sunt multe acolo curg, dar o să le citim și după, și da, după emisiune. Sigur. Foarte frumos și mă bucur că lucrurile se mișcă foarte, foarte frumos în Drobeta Dun Severin, dar pentru că ne aflăm la cabinetul psihologului Adlerian Maria Cristina Firu, vreau să discutăm despre această perioadă destul de interesantă, putem să spunem complicată, pentru că parcă în această perioadă, mai mult ca oricând, se dezvoltă, dacă greșesc să mă corectez, te rog, să mă corectați doamna psiholog, parcă în această perioadă sunt foarte multe persoane care, nu știu, au anumite probleme sau problemuțe. Ca să nu... Probleme interioare, te referi la stres, la depresie, anxietate. Da, da. De ce în perioada asta se întâmplă? Nu în perioada exclusivă a Crăciunului, ci în perioada unor anumite evenimente comune ale comunității. Sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea Paștelui, vacanțele de vară, sunt evenimente care sunt în inconștientul colectiv al comunităților, da? Și persoanele singuratice, mai mult, trăiesc o tensiune în acea perioadă, pentru că fac comparație, mai ales fiind și rețelele Facebook și Instagram, rețelele sociale, ei urmăresc... Sivoze, vreau să spun. Să zicem că mai mult în perioada asta sunt nevroze. Gabriela Benchea Romanic, colegă și prieten jurnalistă din Bacău, dacă nu mă înșel, bine ai revenit, multă sănătate și sărbători frumoase. Urări de bine și invitatei doamnei psiholog. Mulțumim foarte mult. Și Gabriela Ina Benchea Romanic și desenează, pictează foarte frumos. Salutăm și pe Robert Ionuț Păiuș, primarul din Stejar, județul Gorj, care de asemenea mi-a fost invitat în sufragerie. Da, și pe dânsul, da, felicitări pentru emisiunea aceea. Mulțumesc. Da, apropo, mulțumesc că știu că ești printre cei care urmăresc emisiunea. Da, urmăresc în măsura în care ajung foarte repede de la serviciu, de la cabinet după serviciu, mai am copii la terapie și atunci, când îmi permite timpul, te urmăresc la fiecare emisiune și dacă nu sunt în direct, eu urmăresc acasă în reluare, să văd invitații pe care i-ai, că sunt interesante și poți învăța de la fiecare de ceva. Da, trebuie să spun că mă onorează lucrul ăsta. Chiar, ei, chiar ai invitați de seamă și spun lucruri interesante pentru toți, numai pentru mine, pentru toată lumea. Cum spuneam că, așa cum spuneam că emisiunea asta nu e a mea, e a noastră, e a invitațiilor minunați, a prietenilor minunați și a invitațiilor minunați, a căror prezență de fiecare dată mă onorează. Fie că vă aflați acolo, fie că vă aflați aici, ca invitat, mă onorează foarte mult lucrul ăsta și, cum spuneam, această emisiune nu e a mea, e a noastră. Da. Și am creat aici o comunitate. Ca să învățăm ceva despre stresul de sărbători. Persoanele care sunt singure, în principal, trăiesc un stres puțin ridicat în perioada sărbătorilor de iarnă. George Popescu, bună seara! Bună seara! Mulțumim pentru că ne urmăriți. Așa. Pentru că fac comparații, în primul rând, uitându-se pe rețele de socializare, în această perioadă, rețelele de socializare nu prea sunt utile pentru ei. Văd alte persoane că abia așteaptă să se reunească cu familia. Văd persoane care sunt în concediu, că sunt la schi, că se pregătesc, că au făcut bradul, că așteaptă copiii, că sunt în relații, jucării, că sunt în relații. Și sau mai puțin complicate. Ei au anumite așteptări. Vreau și eu să aștept copii, poate n-au copii. Vreau și eu să am o relație, că vreau să-mi petrec Crăciunul cu cineva. Vreau așa și e și pogoana asta după relație. E o problemă azi. Parcă foarte mulți vor să aibă, nu vorbim de bărbați sau de femei.
foarte mulți vor să se cupleze în perioada asta, că să se cupleze. Da, dar ei vor doar în perioada sărbătorilor și doamne, apoi domnișoară, și apoi vor să fie singuri. Că vine moșul sau cum? Adică nu numai că vine moșul, ei vor să nu fie singuri în această perioadă, dar tipologia lor este că a fi singur. Da, ori ei nu pot să stea în această perioadă, ei cu ei. Și eu mă stres puțin mai ridicat. Lupii singuratici pot să fie în perioada asta, simt nevoia de a fi într-o relație neapărat? Nu, eu sunt una dintre ei. Deci nu. În perioada asta eu îmi planific sărbătorile Crăciunului, bineînțeles, cu doar Crăciun, fiica, mama, persoanele din familie, unicii ei. Dar după aceea, fiind câteva zile libere și având totuși o tensiune și la locul de muncă și după, și eu vreau să fiu singură eu cu cărțile mele. Adică așa mă simt eu singură. O Astorul și pe Amanda Călpăescu și pe toți cei care ne sunt alături. Ce vreau să spun, apropo de punctul ăsta de vedere, nu e greșit să fii într-o relație, să fii singur sau singur. Oamenii pare că vor să fie cumva. Dar ideea e să fii cum ești. Trebuie să de ce fii... trebuie mereu să cauți să fii ca, nu știu cine aveți pe rețea de socializare, care apropo că asta era termenul. Parcă în perioada asta, pe rețele de socializare creează foarte multe psihoze. Asta este sentimentul meu. Așa ca urmăritor. Da, este, Și ca implicat în ceea ce se vede lucrurile, pentru că vedeți că fac emisiuni live pe Facebook, sunt activ aici. Este alergarea asta după mâncare, după cadouri, după a aranja casa, de a arăta tu bine într-un fel, dar nu arăta bine că te uiți tu dimineața în oglindă, arăta bine cum îți imaginezi tu că te percep ceilalți ca să arăți bine. Deci în perioada asta cred că saloanele de frumusețare au program non-stop 24 din 24. Mergem la cele trei tipuri, nu cum e aia, cum te vezi tu, cum ești și cum te văd ceilalți. Exact. Sunt diferite. Da. E o mită realitate asta. Nu este, este o realitate. Sunt măștile pe care le avem, rolurile pe care le avem. Mm-hmm. Eu sunt așa în realitate atunci când nu mă vede nimeni. Mă manifest așa cum mă manifest. Apoi, așa cum aș dori să mă vadă ceilalți, mă manifest în alt fel. Mm-hmm. Da? Și cum aș vrea eu să arăt, fără să fiu văzută de ceilalți, din nou îmi pun o altă mască. Eu încerc să ajung la un standard, dar nu prea-mi iese. Și atunci intervine stresul. Cum am zis, stresul, cortizol, adrenalina, asta e, creează și depresie și anxietate pentru viitor și nu ne simțim bine de sărbători. Daniela Vulpe, vă salut, doamna manager, salutări Cătălin. Daniela Vulpe, mă bucur că ești mulțumim. Mai bine. Mulțumesc mult de tot, da, sunt bine. Ai o doamnă care are un grup folcloric, da, copii, piciorul de asta m-a întreagă și bine. O așteptăm și... săptămâna viitoare în Colindat. A inițiat un grup folcloric cu copii de mai multe vârste, da, și participă la majoritatea activităților noastre la bibliotecă. Foarte frumos. I-a implicat în altceva, i-a luat de lângă telefoane. Da, e un lucru frumos. Apropo de telefoane care creează, sau rețele socializare care rămân la părerea mea, creează foarte multe psihoze, mai ales în perioada asta, repet, e opinia mea pe care mi-o să susțin. Nu mai spun de dependența pe care o creează și efectele dependenței asupra creierului. Suntem aproape tot timpul conectați și trebuie să spunem că nici noi nu facem notă, cel puțin nu fac notă discordantă, că sunt mereu pe rețele. Da, dar că l-am atașat de mână. Stau, adică... nu. Cu cărțile mai mult, cu toate că stau și eu și urmăresc documentare, pe TikTok stau ca să urmăresc anumite chestii care mă interesează. TikTok-ul se poate folosi și în mod pozitiv. În mod cultural, deși și n-ar părea. Cultural, deci noi pe în cultură înțelegem doar cărți, teatru, muzeu, spectacole. Nu, cultura este absolut orice, chiar și rețetele de prăjituri pe care le căutăm acum. Cultura tare. Înseamnă și cum ne îmbrăcăm de sărbători. Cultura noastră, elementele culturale sunt formate din ceea ce am gândit și ceea ce am realizat în urma ceea ce am gândit. Deci tot ce e mintea noastră, patrimoniul cultural imaterial, tot ce scoatem pe gură și tot ce facem cu cele două mâini, ce lăsăm în urmă. Toată intervenția noastră asupra spațiului din jurul nostru. Asta înseamnă cultură. Salut și pe Silvia Ina Ferrariu, Daniela Vulpe îmi spune, da, vă mulțumesc, ne vedem pe 20. Da, sigur. O salut și pe Ioana Delia, Elena Angela, Hergelegiu și pe toți cei care ne sunt alături. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Apropo de rețele de socializare și de ce se întâmplă în perioada asta, pare că acum e plin de, și repet, nu judecăm pe nimeni, nu critic pe nimeni, spun o părere. E plin de dive și de vedete, și masculine și feminine. Și cu asta. Depinde adică de ce trebuie, sunt tot felul de filtre.
Sunt o fel de oameni care nu arată cum arată realitatea de altfel. Mai e și AI-ul ăsta, inteligența, da, inteligența artificială, care îi fac pe unii, am văzut acolo la modă, e să schimbe poza de profil, da, sunt actori de filme, sunt ceva... Păi nu știu ce înțelegi tu prin diverse și vedete. Păi ce văd pe... Adică persoane care schimbă înfățișarea reală și postează... Cu filtre, cu da, filtre, sunt în decorul, da? Zici că sunt... Decorul da. În spate, exact, care da. Nu sunt în realitate. La ce ajută asta? Și inteligența asta artificială? Ajută că suntem atrași de tot ceea ce este sclipitor. Avatar. De o... Așa. Sclipitor vorbesc metaforic, adică tot ce strălucește în mintea noastră. Da, da? Da. Și aceste persoane care se, își pun filtre într-un anume fel și imaginează că ceilalți se percep într-un alt fel și își imaginează că vor fi apreciate. Deci duc lipsă crasă de apreciere, o stimă de sine scăzută. Ca să le spun așa la prima vedere. Fără supărare nu e o dar chestie... Dar nu trebuie să te superi, da. Că până la urmă trebuie să conștientizez. În momentul în care eu îmi pun niște filtre ca ceilalți să mă vadă într-un fel, dar eu nu spun că eu nu sunt cea reală, cea din fotografie, urmărești ceva. Am un scop. Scopul din fiecare, în spatele fiecarei acțiuni și în fiecare vorbe pe care o spunem noi, este un scop. Conștient sau inconștient. Da. Care e scopul lor până la urmă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă când apare această fotografie pe Facebook? Obține multe aprecieri, da? Obține multe inimioare, obține multe comentarii benefice de la admiratoare sau admirator, care ai văzut că este și o chestie economică a rețelelor de socializare, cât ai mai mult impact, multe like-uri, multe aprecieri, apar mai mult în, în noutățile celorlalți și în același timp și pe Instagram și pe TikTok ești plătit. Da, și asta au născut influencerii, că aici avem astfel, Influencer de ce? Pentru că foarte mulți au apreciat, ei au fost plătiți, au obținut și mai multe aprecieri, dar asta nu mai spun și de like-urile, inimioarele care se cumpără cu chestii, niște softulețe, le știe toată lumea, ai dat niște bani și like-urile respective nu sunt chiar cele reale, adică unor persoane reale. Despre asta foarte mulți influenceri nu vorbesc. Păi nu vorbesc, dar na, mulți dintre ei știu. Milioane de vizualizări, sute de mii. Da, milioanele de vizualizări nu înseamnă că sunt și persoane reale care au vizionat acele clipuri pe care le pun. Și toți acești influenceri, până la urmă, sunt atrași de partea de remunerația pe care o primesc. De partea economică a celor aprecieri. Publicitate, pe care publicitate, o fac la diverse creme da, sau ce fac. Păi, la un moment dat, când ai foarte multe vizualizări, atunci anumite firme te contactează să fii imaginea firmei pe bani frumoși. Să promovezi anumite produse pe bani foarte frumoși. Să, nu știu, să prezinți anumite haine. Îți rămân hainele, parfumurile, cărțile, până și pe domeniul nostru al cărților au intrat. Ana Maria Arnăutu, pe care o salutăm, este în trend salvarea aparenților, în ghilimele. Se tinde spre superficialitate, din păcate. Totul este, de fapt, o simplă iluzie. Felicitări pentru emisiune, pupici. Pupici și toate cele bune. Da, e o, parcă din ce în ce mai mult o... tendință către simplificare, superficialitate, Ana Maria Nautu, și spre artificial. Asta vrea să scrie. Da. Și spre artificial. De ce, mă rog, chestia asta se promovează chiar, am văzut. Păi nu, promovează ei. Sunt vinovați cei care se uită și apreciază și își pierd timp din viața lor ascultând acele clipuri. Și vor să fie așa. Și vor să fie așa? Păi de ce vor să fie așa? Pentru că au văzut că ea sunt... Da, ei sunt apreciați, dar sunt apreciați virtual, oameni buni. Deci sunt niște pixele acolo, niște roboți care dau like-uri. De ce aș vrea să fiu apreciat de un robot? Eu vreau aprecierea în viața mea reală. Adică oameni reali, ca tine, nu? Spunea și Freud, da. Și ca tine și ca voi, dragi prieteni. Voi cei care sunteți aici, voi nu sunteți sute de mii, dar sunteți reali. Nu sunt niște roboți, nu sunt niște roboți. Toate sunt niște oameni reali. Există această lume a superficialității, a falsului și se promovează de foarte multe ori. Andrei Claudiu, banii fac pământul să se vârtă, așa că de ce platformele de social media ar face altfel? O să audă și pe Andrada Beatrice și mulțumim că se află alături de noi. Deci banii aduc fericirea sau nu aduc fericirea? Păi depinde fiecare cum interpretează această fericire. Ce faci cu banii? Ce ți achiziționezi cu banii? Dacă un soft mai bun să faci scopul tău e ca banii să-ți achiziționeze, de exemplu, putere, da? Nu pare că e un cerc vicios așa? E un cerc vicios. Sau banii, cu bani poți cumpăra atenția unei femei sau unui bărbat.
Banii poți să-ți iei o mașină cu mulți cai. Banii poți să-ți iei ultimul telefon care să te lauzi. Că telefoanele până la urmă fac același lucru. Mulți cai poți să-ți iei și o trăsură dacă... Da, și ar fi chiar ar fi unicat pe străzile, cel puțin din Severin, și atrage foarte multe aprecieri. Nu-ți trebuie un BMW, nu? Da, uite. Deci, care-i scopul banilor? Uite, tot imaginea, cunosc, tot statutul social. Cunosc foarte multe, adică cunosc citind din cărți, cazul foarte mult... a multor persoane din America extrem de bogate, chiar și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, care e mulțumit că pe platforma lui exact, dar cu banii nu se îmbracă de la anumite branduri, da. Cu banii nu și ia mașini scumpe. Bill Gates are mașini, deci are la DPX e mai da, deci am și pe DPX am platformă, deci a, și eu am, da, și eu am acolo. Deci e clar. Dar iată, nu se îmbracă, se îmbracă modest oamenii. Da, Bill Gates stă în același apartament, are aceeași mașină de 30 de ani, dar banii pe care îi are, poate să facă ocolul pământului de două ori care produce. Nu mai vorbim de Warren Buffett, care chiar da. Promovează cultul ăsta al modestiei. Deci este multimilionar. Ceasuri foarte ieftine. Azi că un ceas poate să-mi arate ora, indiferent că are 50.000 de euro ceasul, valoare, sau soția lui Zuckerberg. La fel, are genți comune, poșete, nu ca divele noastre de 10.000-15.000 de euro. Iată, George Popescu, banii îți dau libertate mai mare. Oare așa să fie? Andrei Claudiu, lipsa de informație este nocivă, dăunătoare, dar și prea multe informații este la fel de derutantă. Păi prea multă informație derutează creierul, pentru că nu mai știi să distingi între informația relevantă de cea irelevantă. Și cu mai avem și AI-ul, acum inteligența artificială e și mai... Păi nu, va urma cel puțin următorul an 2024, când este și an electoral, nu vom putea să distingem dacă persoana care apare în clipuri este creată de inteligența artificială sau este persoana reală. Știi cazul din Republica Moldova cu Maia Sandu de săptămâna trecută sau cu două săptămâni? Descultă-mă, Andrei Claudiu, oamenii bogați se îmbracă simplu, fără să aleagă atenția, fără să atragă atenția. Da, corect. Așa. Pentru că ei nu au nevoie ca să atragă atenția. Ei au putere, au bani, nu vreau ca să atragă atenția, că eu am ceea ce... Cei care fac asta, de fapt, n-au nici bani, nici putere. Exact. Dar exact. Vor să pară că au. Să pară că au bani, pentru că de ce vrei să pari că ai bani? De multe lucruri aia sunt închiriate. Da. S-a demonstrat. Da, am văzut, da, am văzut de foarte multe ori. Și mașini închiriate, și genți închiriate. Și ceasuri chiar, și orice se poate închiria. Și el intră zărac într-o garsonieră și zice, băi, ce m-am apreciat azi că... Frații Tate nu sunt așa, cred că au bani. Da, cred, dar acolo trebuie să facem, să facem diferența între... Și a stat interviul Andrew Tate, da, micul, așa, nu știam înțeles de ce sta așa. Da, e un simbol, probabil, o fi vreo organizație de asta mai iluminată. Deci trebuie să facem distinția între persoanele normale, care au doar niște chestii foarte simple ale lor, nu se înțeleg ei, sau au niște tulburări emoționale simple, și persoanele care au și anumite tulburări de personalitate. Și dacă ai și o tulburare de personalitate și ai și putere și ai și bani, e foarte periculos. Și pentru tine, dar și pentru cei din jur? Nu, mai mult pentru cei din jur. Că ei săraci sunt liniștiți în viața lor. Ei doar da. În lumea lor e bine. În lumea lor este foarte bine, dar este foarte periculos pentru cei care au impact cu ei. Că uneori poți să nu mai ieși de sub tutela lor. Da. Să revenim la subiectul cu Maia Sandu. Da, săptămâna trecută au fost convocați, din ce am citit în presă, au fost convocați chipurile de Maia Sandu, mai multe persoane într-o videoconferință, după o jumătate de oră în discuții în care ea spunea că își dă demisia și că a trecut la religia islamică, și au dat seama că de fapt nu vorbeau cu Maia Sandu. Oficialități. Da. Nu știu, dar n-am verificat foarte mult informația să văd dacă a fost reală. Cel puțin 2-3 surse mi indicau pe internet, dar chiar așa, numai ideea de a face așa ceva este foarte periculoasă. Este, da. Apoi, inteligența artificială, niște softuri au făcut niște împrumuturi fictive la bancă, numele altor persoane, clonându-le vocea. Și în secunda asta se poate clona vocea. Două-trei site-uri, știu eu, doar învățate de pe TikTok. Foarte bine se poate clona
Chiar discuția dintre noi le trebuie... Și știi ce zicem dacă ne da. Iau ce zicem noi. 5 minute de înregistrare, ne iau pixelii toate fața, da. Inclusiv gestica le trebuie. Păi se poartă la sunt niște clipuri în care în germană sau cu Hitler, cerebrul pe YouTube, în care nu spunea, eu știu ce spunea omul ăla. Bine, niște clipuri pe TikTok cu președintele nostru, Iohannis. Da. Foarte, deci... Și cu Biden, când le mulțumește românilor. Exact. Atunci acest val de informații, da, e bine să fim informați, dar cum mai distingem noi între inteligența artificială și informația reală? Nu, nu poți efectiv. Nu suntem IT-și toți ca să vedem dacă pixelul ce se întâmplă cu el, nu. La prima vedere, ca oameni normali, ca mine și ca tine, care nu suntem experți în tehnologiile acestea, ei ca informația este corectă. Ce s-ar întâmpla într-o zi o voce să te sune la telefon și să spună că trebuie să rambursezi 1 milion de euro că ai făcut el împrumut la bancă, ferește, da? Sau să-ți spun eu vină urgent în Severin că îți dau 1 milion de euro, da. Nu? Atunci ai venit. Da? Asta păi e mai, a doua venit, variantă e mai bună. Păi nu, ai venit și nu te-am chemat eu. Ai face e vocea ta. Nu e vocea mea. Nu, dacă ar sua prima variantă, cred că ați greșit, nu știu, n-am numărul țiriac. Pe de altă parte, este inutil celor care până acum se țineau cu telefoane în campanii, cel puțin să înregistreze pe X, pe Y, pe Z, că își pierd piața de desfacere. N-am fost eu, inteligența artificială. Da, nu mai merge. Nu știu cum se va putea demonstra. Nu se va putea demonstra. Se urmărește reglementarea. Foarte greu se va putea demonstra că trebuie să faci o reclamație, trebuie să sesizezi că n-ai fost tu, să acuzi de fals, niște experți să constate că de fapt nu ai fost tu nici în imagine, nici vocea nu este a ta. Și atunci știi foarte bine discuția cu Pixelic lui Băsescu, cât s-au chinuit ca să demonstreze că n-a fost palma lui. Și încă nu s-a demonstrat, nu știm. Da, și atunci tehnologia nu era atât de avansată. Campania din 2009. Cred. Da, da. Gândește-te acum la ce poate să facă... Chiar și directorul Cyber Intelligence de la SRI, domnul Anton Roga, a spus că trebuie oarecum reglementată într-un podcast, în interviu tot în online, că trebuie reglementată această zonă. Și eu sunt de acord ca jurist, în primul și ca jurnalist, pentru că ne fiind reglementată, oricine poate să, deși eu sunt, știți, pentru drepturi și libertăți fundamentale 100% și cred că libertatea trebuie să fie pură. Adică fiecare să spună ce vrea, dar trebuie să existe anumite limite. Mai ales că nu vorbim doar de campanie electorală, că ok, am spus-o tot timpul, politicienii își asumă să fie persoane publice sau orice persoană publică. Poți să faci rău vieții privatea unei persoane sau... chiar statul lui social, economic, deci poți să faci foarte mult rău. Este un băiat, ne spune Andrei Claudiu, este un băiat cu fondatorul companiei Libertate în IT, Cristian Dascălu, a fost acum ceva timp la o întâlnire cu cei mai buni fondatori de companii de IT. Sunt oameni cu bani, dar dacă te uiți din, sper să pot să, dar dacă te uiți din exterior, zici că e un student simplu, așa că singura bogăție e în tărtăcuță. Da. Dar banii aduc un confort, o stabilitate, dar și prea mulți te rup de realitate. Da, am văzut și eu, din păcate, și oameni cu bani și cu funcții înalte, care sunt efectiv, nu e vina lor. Deci ei nu înțeleg, cum zic eu, că oamenii la firul ierbii au cu totul alte probleme. Și ălea sunt problemele reale, ei trebuie să așa într-o sferă. De-aia zic eu că ăștia trebuie aduși un pic jos. Nu, dar sunt și persoane care nu au ars niște etape în evoluția lor profesională, au luat-o de la firul ierbii și au trecut prin toate etapele. Adică au văzut cum se fac banii, au văzut cum se muncește, au văzut și atunci ei știu și de unde au plecat problemele care au fost acolo. Și există și acest tip de oameni. Au plecat de jos, au ajuns sus. Cum sunt și persoane care au ajuns direct sus, n-au mai avut alt loc de muncă, eu sunt aici, eu decid pentru viața celorlalți. Au ajuns și direct șef sau... Exact, sunt. Dar trebuie să fii foarte cerebral atunci când ai și putere, când ai și bani, ca să, eu știu, să nu te izolezi la un moment dat. Începi să ai idei narcisiste în domeniul tulburărilor de personalitate și de aici până la sociopatie. Și aici revenim la subiectul principal, apropo de perioada asta. Apropo de ce se întâmplă pe rețelele de socializare și cu AI-ul și cu inteligența artificială, nu pare că e un mediu favorizant la tot felul de probleme? Adică oamenii când se uită, noi suntem înconjurați de foarte multă informație. Nu știm care e reală, care nu e reală și poate și ăsta e un factor. Pentru că sunt foarte mulți oameni care
cum spuneam, nu sunt specialiști în comunicare, specialiști în IT sau nu știu, în psihologie, care să știe ce se întâmplă de fapt sau să distingă de fapt realitatea de fake, de fals. Nu se răsfrânge asta asupra întregii societăți, pentru că asta se întâmplă toată societatea arată în halul în care arată. Nu avem o gândire critică pusă la punct, pentru că materia asta nu se studiază absolut. Nu se promovează gândirea. Dar nu se studiază. Nu se studiază. Cum să gândești critic asupra unei informații? Cum să gândești critic asupra unei informații? Dar de ce să mai gândim noi critic când ne pot spune alții ce să facem? Păi, tocmai asta, luăm informația la prima vedere, la prima mână. Foarte mulți sunt pătimași în momentul când se postează ceva oriunde, ei se identifică atât de mult cu acele vorbe încât intră într-un conflict imaginar. Pentru că tu nu știi cine a postat, cine a fost în spatele acelei postări. E foarte multă ură, dar de fapt ura lor o aveau deja în ei, doar au găsit postarea care nu le-a convenit. Nu le-a plăcut și încep să scrie tot felul de cuvinte jignitoare, tot felul de... pentru că le și permite. Din spatele tastaturii toți suntem cine dorim noi. Asta spunea și apropo de influență Dorian Popa, după faza cu... când l-au prins... Da. Așa. Spunea că sunt oameni care scriau acolo, erau hate, dar unii care l-apreciau înainte. Se pare că ei sub acoperire erau hateri, de fapt. Păi nu, ei au... Și după aia scriau, eram sigur că e drogat. Ei au creat... Cei care îl lăudau. Da, îl lăudau că și-au creat un fel de imagine idilică a lui Dorian Popa, adică în mintea mea el este așa sau trebuie să fie așa. Nu, nu trebuie să fim nicicum. În afară de a fi cumva, noi suntem oameni la bază. Da. Avem nevoi, nevoile noastre. Piramida lui Maslow. Da, piramida lui Maslow. La bază toți avem aceeași nevoie. Nevoile primare. Mâncare, de aer, da. De apă, de perpetuarea speciei și de somn. Astea sunt nevoile de bază la oricare dintre noi. Asta nu înseamnă că eu sunt psiholog, tu ești jurist și altul e director, altul e președinte, altul e așa. Nu are dreptul să se enerveze. Corect. Nu. Toți avem o stare emoțională, deci funcționăm pe același principiu de acum miliarde de ani când am ieșit din peșteră. Dar depinde cum ieșim din starea respectivă. Pe sistemul n-am ieșit din peșteră? Nu, că dar e vorba aia, e înscris în codul genetic. Umbrele lui Platon. Deci, prima dată, prima reacție în fața unui pericol perceput de creierul nostru este luptă sau fugi. Și trebuie să... Deci, creierul ne creează o stare emoțională ca să știe ce să face. Bă, nene, ești în pericol. Cât ai fi de psiholog, cât ai fi de jurist, de avocat, orice vrei. Da. Corpul, creierul, înainte să ajungă semnalul la tine, a perceput pe pericol. Ce înseamnă? Păi cortizolul e deja în capul tău. Tu ai o reacție. Ori fugi, ori te înfurii, ori încremenești. Trebuie să ai o reacție. Deci astea trei sunt. Nu se poate... Nu ai cum. Fizic, chimic. O luăm și pe biochimic. Deci, deci noi suntem chimic. Înainte de a ajunge în conștientizarea noastră, să știu că aceea nu-i de fapt un pericol, că de fapt creierul nostru s-a speriat, păi deja totul s-a produs în creierul nostru. Mm-hmm. Ai văzut, îți stai unul calea, tu pui frână brusc, poți să fii cât de calm. Tot începe, nu mai zic lucrurile. Glumesc că da, sau o refulare sau nu. Zici, nu, băi, nu poți să-i spui. Tu ești calmul care e. Mulțumesc, eu sunt Buddha, da. Eu sunt zen. Eu acum am apăsat pe frână așa elegant ca o balerină. Dar ce experiență? E o experiență din care am învățat. O experiență care te înalță. Da. Nu, că tu era să dai mie sau ai dat în mine. Da, Doamne ferește. Da. Nu am pățit-o. Parcă unii conduc și mai agresiv, apropo de chestia asta, în trafic, tot în perioadă. E mai multă agitație. E multă agitație. Plus grijile pe care le avem, să merg repede, să iau bomboane de pom, să iau cadouri copilului, să iau... Uite, am la intrare în oraș, că sunt toate magazine, la ieșire din oraș, n-ai loc să parchezi acum. Da. Și toată lumea să aibă cât mai mult, cât mai mult, să aibă, asta e de fapt și cultura noastră din România. Nu, nu, vezi, noi am fost foarte mult în regimul lui Ceaușescu privați de a avea pe masă foarte multe... foarte multe mâncăruri, am fost privați să oferim copiilor sau să ni se ofere, că eu eram copil atunci. Ni se oferau jucăriile care erau în acea perioadă. De asta încărcăm acum, din acea lipsă percepută la nivel subconștient, încărcăm pe copiii noștri cu tot felul de jucării. Și de asta sunt unii nebuni după vacanțe, pentru după că atunci vacanțe, nu se putea da, ieși. Nu acum se putea e o ieși. Chestie și numai că se duc în vacanțe, că nu asta e, postează pe Instagram, pe Facebook, nu, să vadă, pe TikTok.
Să vadă lumea că sunt acolo. Da, eu asta n-am nimic cu constatul e un fel de comparație. Dar pe eu în vacanțe nu postez lucruri personale. Asta știu toți fiecare. Nu, unde e? Mai postez un munte, un brad cu zăpadă, o ceva ce ți se pare ție plăcut ochiului. Da, sau corect, cum postez o mâncare tradițională, cum am postat eu ciușca lui mama care se folosește doar la fasole, nu? Dar e frumos că promovezi tradiția. E o mâncare tradițională. Da. Dar să postezi și locația, bine, postează-o, că dacă aș fi hoț chiar mă duce în lipsa ta acasă. Da, atenție, și asta e un mesaj. Aveți grijă când postați și unde postați, pentru că în perioada asta sunt... La fel, și poliția prea, română lucrurile. Da, nu prea indicat să postezi bunurile personale, să nu ți postezi mașina pe care o ai. Dacă o mai pui și în fața casei, cu atât mai bine, nici nu mai trebuie să-ți fac filaj și m-am dus direct la pont. Exact. Dacă îți mai pui și câte camere ai pe casă, atunci văd de care să mă feresc. Deci nu... Dacă și mi se întreabă cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu gândesc Facebook că a fost inventat ca un instrument de a oferi singur informație, să nu ne oblige alții. Eu dacă ți-a spune ție, să zicem ipotetic vorbind, mâine te rog frumos să-mi spui ce ai mâncat, să-mi spui ce te-ai îmbrăcat, să-mi spui cum te-ai rujat și să-mi spui și în ce vacanță ai fost. Te rujeam, mă rog. Dacă ai fi femeie. Bun, dar ce ți-ai cumpărat, ce parfumuri, ce, ca un an, femeile am văzut, cum ai pungentuța, parfumerul, rujulețul, așa, firma. Mi-ai spune? Da. Dacă te-aș obliga să faci asta? Să-mi dai și fotografii. De ruși și de geantă nu. Nu, de ruși și de geantă nu. Păi și ai spune unde te duci, cu cine, ce mănânci. S-ar părea ciudat, dubios chiar. Bun, și atunci, cuiva și atunci tot ce faci tu. S-a știut de psihologia umană și s-a inventat acest instrument, după el în oglindă mai multe instrumente, ca Instagram, ca TikTok, și oferim toate informații. Deja fac o analiză la un cont, oricare, poți să-i spun și cum ești, cum se îmbracă, poți să-i spun un profil. Și transformările emoționale care au loc în funcție de ce postează. Se face și un profil? Se pot face păi un nu profil? Se poate. Se face. Se fac, deci se fac, deci se fac. Analizezi niște profile, de senzațional. Urmărești un an de zile și vezi stilul postărilor, vezi de ce a șters pe aia, de ce a pus-o pe cealaltă, de ce... Și îmi dau seama prin ce care probleme trece sau unde vrea să ajungă. Interesant, da. Păi nu, dar e ca și când eu te-aș întreba pe tine. Numai că eu nu te întreb pe tine, tu ți le pui benevol fără să te întreb. Rețelele socializare, eu zic că satisfac și dorința aceasta cum se oameni de vedetism. Pentru că toată lumea astăzi vrea să fie oarecum vedete. Și o spun eu care fac emisiuni live pe Facebook și am recunoscut public, am o doză de narcisism și cred că toți cei care, cu tot respectul pentru toate colegele și colegii mei din presă, tot avem. Nu? Care vrem să apărăm, bă, asta e, ne place asta, nu știu, e bine, e rău, nu contează. Dar pare că toată lumea astăzi, mai mult, și nu numai că se promovează lucrul ăsta, arată cât mai se mult, postează cât mai mult. Chestiune personale prin cel mai mult. Se marșează pe o lipsă a lor, de lipsă emoțională, pe o lipsă, nu contează, de atenție, de apreciere, de colaborare, de o lipsă, lipsa ceva. Și lipsa aceasta și este sublimită. Și toți avem lipsuri, că suntem oameni. Părinții noștri au făcut cumva autocunoaștere și dezvoltare personală, ne-au crescut așa cum au învățat și de la părinții lor, care au, Facebook, cum au învățat TikTok, și Instagram. De la părinții lor. Dar nici acum, chiar dacă au Facebook și de Instagram, se cresc copii în funcție de grupul mămicilor de pe Facebook, grupul mămicilor de pe WhatsApp, grupul mămicilor, am văzut că i-a dat nu știu ce banană la luna a doua, hai să-i dau și o banană, că așa am văzut. Dar nu întreabă medicul de familie, nu întreabă medicul pediatru, nu întreabă un psiholog. Asta nu înseamnă că trebuie să fim crescuți după un manual. Cum au zis bunicii tăi, te-au crescut după manual. Nu, păi da, uite cum sunt eu până acum. Dar nici după sunt Facebook. Okay? Dar nici după Facebook. Că n-aveau de altă. Mai mult au văzut că copilul vecina X se îmbrăcat cu căciulă, cu sclipici. Așa se poartă. Așa se poartă, așa îl îmbrac și eu. Cum și copilul a văzut, păi Georgica vine la școală cu telefon, cu iPhone, nu știu de care. Nu știu, vedeți, aici avem un prieten. Da, avem un prieten. Îmi place cum face. Așa se poartă. Cum am făcut și noi cu degetul, așa se poartă, da? Deci... Este mascota cabinetului, toți copiii au vrut să-l ia, dar nu mai găsesc așa ceva. Pușculiță. Da, a fost o pușculiță a fiică-mii. Cum i-am confiscat toate jucăriile pe care le vedeți. Foarte frumos. Adică foarte mi le-a donat, să spun, că nu le-am confiscat. Pentru scopul nobil. Pentru scopul tot nobil. În perioada asta se vorbește de a... Ce asta? Ea nu se mai joacă, la 21 de ani nu se mai joacă cu ele. Și o salutăm dacă ne urmărește. E la facultate. Apropo de lucrul ăsta. În reluare YouTube, că postești pe canalul meu de YouTube, Cătălin Nunțene. Apropo de perioada asta, mai e o modă. Toată lumea trebuie să fie bună.
Toată lumea, da, zeurii se chinuie chiar să dure, se chinuie, deci acum e un clișeu. Păi să da, fim mai buni, să strângem, să vorbim. Eu nu zic că lucrul ăsta să ajutați pe oamenii care au anumite dificultăți. Da, faceți lucruri frumoase. Dar nu știu de ce e un trend acum. Nu, e o chestie. Deci nu poți să le ajuți. Îl ajuți și în timpul anului, dar în această perioadă sunt mai multe nevoi pentru mai multe familii. Adică sunt nevoi alimentare, nevoi de a îmbrăca pe copii, de a... Eu cunosc persoane care ne-a mai dus cu pachete numai în perioada sărbătorilor de iarnă și dar fără cine are mai multă nevoie să facă lucrul ăsta? Cei care au nevoie sau cei care vor să-și satisfacă doza asta de a arăta că îi fac? Nu să satisfaci doza, că până la urmă, de exemplu, eu dacă citești mai pun cărți pe Facebook, nu le pun ca să mă laud că eu citesc. Eu le pun, le postez ca ceilalți să... Eu fac o recenzie și pun cartea aceasta merită sau nu merită de a fi citită. Mulți s-au inspirat de la mine, cum să știi că și eu m-am inspirat de la alte persoane care citesc, fac, notez cărțile și le achiziționez, în funcție de recomandările lor. La fel, dacă ajuți pe cineva și îți postez ca organizație, ca ce vrei, uite, și colegii la mine la bibliotecă, la un moment dat am strâns jucării și am mai dus pachete la copii, la familie care știam noi că nu prea au. Eu postez, noi postăm pe Facebook ca cineva să fure acest model de comportament. Până la urmă, ce doresc să vezi? Pe acele vedete rujate sau să vezi că am dus niște plăsițe la niște copii și poate că alte persoane, având, se duc și retornă cei copii. Da, e un model de bune practică. Da, un model de bune practică. Adică ce faci bun și vrei să fie perpetuat, spui ca să facă și alții. Nu zic, te lauzi. Păi nu mă laud, că mai bine mă laud că am făcut un lucru bun decât să mă laud că mi-am cumpărat ultimul tip de Audi, de telefon, de Mercedes sau ultima casă sau că mă duc în Ibița. Eu zic că făcând comparație între cele două acțiuni, cred că este mai de apreciat faptele bune pe care le facem sau comportamente care pot fi perpetuate să ajute o comunitate sau persoane, decât să facem reclamă la produse și la... Că și noi suntem tot un produs când punem filtre. Nu? Da, cei care pun. Da. Andrei Claudiu, deci tehnologia e o armă, trebuie să recunoaștem, să nu ne ascundem. Informația este cea mai bună armă. Totul ține de cum folosim, așa a fost și cu dinamita. Prima dată au excavat, cred că te-ai uitat la Oppenheimer sau ceva, că tot e Barbie și Oppenheimer. Apropo, bună întrebarea asta, Barbie sau Oppenheimer? Da, să răspundem după. Nici pe unul, nici pe celălalt. Început să se deci așteptă recomandări. Deci ce dinamita, apoi a început să arunce cu ea. Așa e și cu informația, în legătură cu AI, de inteligența artificială și tehnologia. În anumite domenii face adevărate minuni și salvează vieți, medicină și cercetare. AI-ul devine periculos când trebuie să guverneze vieți, cum ar fi să ai AI la aparatele de la reanimare, ar fi un dezastru. Da, pentru că nu are empatie, ar decide cine. Da, nu, și fără nicio picărie. Decide aparatul, până la urmă, diagnosticul. Mai trebuie și partea umană, pentru că cât ar fi de performant un aparat, nu poate să identifice emoțiile unei persoane. Crezi că se poate cultiva empatia pe viitor inteligenței artificiale? Nu. E o întrebare asta. Deci funcționează, așa am înțeles eu, nu sunt IT-ist, nu mă pricep în domeniu. Dar deci e posibil ca în viitor... Funcționează pe ceea ce îi dai. În viitor... Un aparat să poată dezvolta asta o inteligență? Nu știu, asta e o întrebare care... Ar putea să zic că pe ei mă frământ pentru că e mult, dar mă gândesc la asta. Gândesc că ar putea să dezvolte dacă el începe să-și facă singur legăturile între informațiile care îi se pun la dispoziție. Și n-ar fi periculos? Eu zic că ar fi periculos, că ar lua deciziile într-o fracțiune de secundă, nu le-ar cumpăni atât de mult ca noi. Adică dacă o inteligență artificială ar, de exemplu, coordona trafic rutier, aerian, să coordoneze, uite, un simulator cardiac, da? Și accesul la acea inteligență ar fi luat de o persoană, un sociopat, păi câte inimi nu poate opri? Apropo, poate inteligența artificială să fie sociopat, să dezvolte... Nu știu, că am zis e o întrebare că, așa. Am zis că încă ne gândim dacă poate să fie dezvolte empatie. Ori empatia este tot legată de emoții, sociopatie e legată tot de emoții. Deci dacă ar dezvolta empatie, poate, prin logică... Prin logică poate să dezvolte să fie și un sociopat, premisa, și un psihopat, exact. Și, adică comportamente de astea, tulburări de personalitate extreme. Poate se gândesc și cei care inventează și la aspectul acesta și ne feresc sau pui bomba atomică sau lansarea unei rachete în mâna unei inteligențe artificiale care se supără pe noi.
Da, sunt curios dacă ar fi trăit, apropo, Freud sau Adler în perioada asta, ce părere ar fi avut ei de inteligența artificială? Cred că ar fi avut foarte mulți pacienți pe canapea, fiind de formare de psihanalitică. Da. Sabina Croitoru, felicitări pentru emisiune și pentru foarte interesantele discuții pe tema strategie și dezvoltarea bibliotecilor. Eu vă doresc multă sănătate, putere și mult succes în cariera dumneavoastră și invitatei dumneavoastră. Mulțumim foarte mult și mulțumesc mult, Sabina Croitoru, pentru că distribuie aceste like-uri pe Facebook și sunteți mereu alături tuturor celor care distribuiți aceste live-uri pe Facebook. Mulțumesc foarte, foarte mult. Aș vrea să revenim apropo de perioada asta și uite, stresul cred că e o întrebare pe care deși am făcut emisiuni și o să mai fac cu foarte mulți psihologi, psihoterapeuți, chiar și psihiatri. Mi-a venit acum așa, pur și simplu. De ce suferea Grinch? E un personaj, îl putem încadra într-un tipar? El ura foarte mult Crăciun. Foarte mult, dar nu am... Dar în final devine totul, în final, că scriu, salvează Crăciunul. Nu mai țin minte, știu cu acțiunile, da. Păi, dar trebuie să știi din perioada copilăriei lui, de... Nu mai știu. Oare că era prea verde? Lângi. Nu știu, totuși trebuie să salvează Crăciunul. Trebuie să citesc pură Crăciun și după aia... Da. Trebuie să recitesc cărțile ca să văd din textul cărții ce traume a suferit săracul Grinch. Și până la urmă ceva s-a transformat, nu? Adică psihoterapeutic poate să fie absolut orice. O idee, depinde ce se recablează în creierul său. Da, bun. Uite, psihoterapeutice sunt colindele, programul de colinde. La fel, același efect îl au vibrațiile clopotelor. Deci clopotele s-a demonstrat... Vibrații spirituale înalte. Nu numai, nu. Deci clopotele au o rezonanță, da? Acustică. Și în funcție de materialul din care sunt făcute, practic nouă ne echilibrează cumva organismul. E o chestie de fizică. Ți-am zis că sunt pasionată de cărțile domnului Presură și încerc să intru pe domeniul acesta. Și în foarte multe sate unde erau... biserica, ai văzut că este în mijlocul satelor, satului. Satul fiind adunat ca o comuniune, ca un stup în jurul bisericii, dovedi că multe persoane nu erau bolnave. Andrei Claudiu ne spune că Grinci a avut un strat de conștiință. Înseamnă că avea conștiință sau avea ideea de conștiință, pentru că, de exemplu, categoria sociopaților nu au stră de conștiință, nu au... Le lipsește de fapt, le lipsesc neuronii oglindă din creier, adică nu simt suferința de pe chipul celuilalt. Nu au cum chimic. Nu pot. Nu pot, chimic, poate biologic. Poate fi oricine salvat? Nu, dar sociopați nu prea poți. Păi nu mai cum să înlocuiești ceva chimic din creierul tău. Mm-hmm. Deci avem un grup de neuroni care ne permite... E ca și ne-ai vorbit cu Ivan în chineză, că nu știe chineză. Nu poate... percepe, deci nu e... Ori acest neuron... Dar e mai rău că poate un om poate să învețe chineză. Un om care... Dar celălalt nu poate să perceapă deloc. Deci ei, anumite persoane... Toți ne naștem cu toți centri cerebrali. Bine, mai sunt persoanele care au anumite disfuncționalități cerebrale, dar... Și sunt irecuperabile? Păi cum să nu operezi, să pui ceva ce n-a existat niciodată? Dar acest grup de neuroni oglindă, practic, în cazul unor traumatismele sunt fizice, unor traume survenite în copilărie, dispar. Deci nu se recablează. Cred că până la urmă e ca un muș, dacă nu-l folosești, îl pierzi. Se atrofiază, deci se pierd conexiunile neuronale. Și acest grup de neuroni nu se mai dezvoltă. N-ai cum să le cer să simt o emoție, să simtă emoția pe care o simt eu, că nu o văd. Nu o simt. Sau și atunci nu au. Păi nu. Nu au cum să o aibă. Ei percep durerea lor fizică, că se arse, dar nu percep că el, dacă îmi dă mie în cap, eu mă doare și pe mine, dar el nu vede. Dar cu toate astea, și eu sunt pasionat de meme și am citit în zona asta și am văzut documentare și pe YouTube, totuși pot să joace empatia la nivel cât de cât. Pentru cei, acum mă refer, nu cei care știu să facă profiling și sigur știm, avem anumite elemente. Adică pot să simuleze. Pentru oamenii, mă rog, care pot să păcălească, pot să joace. Pot să simuleze, dar ei nu percep ce durere îmi provoacă mie. Bine, asta sunt persoane din zona care vin din zona psihopatiei, unde
E o diferență sociopatie și psihopatie. E diferență. Pentru că ei știu că provoacă durere și cu toate astea îmi provoacă durere intenționat, că ei se bucură, simt o mare bucurie că mie îmi provoacă durere. Aici mare diferență, adică ei știu asta, percep asta. Și aici vin de majoritatea pe traume din copilărie sau chiar în perioada maturității. Deci și fac asta intenționat. Nu, fac asta intenționat, dar tot pe baza unor experiențe personale pe care le-au avut, un context nefavorabil pe care l-au avut în, pe parcursul vieților. Și aceste, iarăși vin la perioada, și aceste perioade de sărbători, de vacanțe, de pot... pot fi ca un fel de factor declanșator pentru acești oameni? Declanșator, nu se declanșează doar la Crăciunul ăsta. Pur și simplu este un factor care le permite să fie mai agresiv sau mai depresiv. Sau poate depinde. Fi unul din factori, pentru că întotdeauna pot exista mai mulți sunt factori. Sunt foarte multe persoane care văd că nu pot, deci din categoria asta a psihopatiei, nu văd că aș aduri viața altor persoane, de model de viață. Văd că nu-l obțin și atunci simt o furie interioară și se manifestă împotriva celorlalți. Sau, cum sunt depresivi și ar dori viața altor persoane, nu pot să o obțină și atunci se supără pe ei înșiși și stau supărați în viața lor de Crăciun și de Revelion. Banner Image, salutare Cătălin, bine te-am regăsit, sărmâile doamna Cristina. Vă salut. Salutări. Domn din Severin care ne face banner frumoase. Foarte frumoase, da. Asta apropo de imagine. Da, apropo de imagine. Ne plac acele bele. Asta zic, ne place, nu? Da. Andrei Claudiu, despre creier trebuie să vorbesc cu Dulcan și Dănăilă. Face fiecare cu ramura lui, psihologia psihologică, para-anatomică. Da, într-adevăr, am urmărit câteva interviuri, sigur, cu domnul Dulcan și Dănăilă și chiar și cu domnul Ciurea. Da, domnul Ciurea, da, sau domnul doctor Romilă, psihiatru. La fel are niște cărți foarte interesante. Și Daniel David, rectorul Universității Balazs Voiești. Da, pe cognitiv comportamentală, i-am luat, am citit toate cărțile domnului rector Daniel David. Sunt mulți psihologi la noi. Psihiatru Gabriel Diaconu. Da, sunt foarte mulți. Mai trebuie să selectezi informația, să o pui cap la cap și să tragi propriile concluzii până la urmă. Și să, bine, unele cărți din domeniul acesta sunt scrise în termeni atât de științifici încât trebuie să fii ori pe domeniul respectiv, ori să ai dexul lângă tine ca să le înțelegi. Se poate porni de la simplu, mai complicat, până când înțelegi toate aceste noțiuni, dacă mulți sunt interesați de aceste cărți. Din nou, revenim la stresul de sărbători și cum trecem de el, nu? Că ne apropiem de fel și ce pot să facă oamenii sau ce apropiați, că poate de foarte multe ori oamenii nu-și dau seama că trec prin asta, dar poate au, nu știu, prieteni, au rude, au soț, soție, iubit, iubită, copii, părinți, care le pot spune, băi, vezi că, nu știu, sau asta poate fi luat așa, sau se activează niște triggeri acolo se și ce, băi, se activează puțin, niște trigger, dar nu pot fi rezolvați. Stai așa, că au ăștia ceva cu mine. Nu pot să, sau, nu pot să fie rezolvați de cei din jur mai mult, pot să fie agravați. Dacă văd că sunt triști în fiecare an de Crăciun sau de Revelion, apropiații, cred că în această perioadă pot să-i trimită din timp la un psiholog să vadă dacă este o problemă, dar sunt persoane care pur și simplu așa simt emoțional că sunt mai triști de sărbători. Pur și simplu nu ne ducem în grupuri, în contexte care ne întristează, nu urmărim că avem tendința atunci să ne acutizăm tristețea, că noi vrem să fim din ce în ce mai triști și urmărim numai chestii triste pe Facebook și la televizor. Am citit un caz, deci caz real al unei persoane care a aflat că are o boală incurabilă. Cum crezi că s-a tratat de ea? Fără să vrea. I-a spus, vei muri în 6 luni. Și el a acceptat, ok, dacă voi muri, păi atunci să trăiesc cum vreau eu. S-a închis în casă, bine, s-a distrat, atât cât îi permitea bugetul. Zis, dacă e să mor, mă uit doar la filme, la comedii. A văzut partea frumoasă a vieții. Culmea, după 6 luni, a văzut că nu mai moare. S-au făcut 7 luni, 8 luni, s-a dus la medic, nu mai avea nimic pentru că endorfinele, corpul nostru are capacitatea să repare singur, dacă noi avem un sistem imunitar foarte întărit. Ori sistemul nostru imunitar, de cine e tras în jos? E stres, e cortizol și adrenalină în exces în organismul nostru. Se pot naște oamenii cu acest gen de pozitivitate sau
în momente critice poți să-l dezvolte. Ca în cazul acelui film de care făcea referire, acel om. Da. Și mai, sunt și cazuri, nu doar în film, cazuri reale, de oameni care doctorii le-au spus că nu mai au șanse și au, nu știu, cred, apropo de perioada asta, nu și numai, prin credință, se poate, prin abordarea la credința în Dumnezeu, sau prin, nu știu, alte elemente, alte metode, dar a face ce le place. Deci, da, vezi, sunt foarte multe motive din cauza cărora putem fi triști. Că suntem bolnavi, că ne pierdem locul de muncă, că nu avem bani suficienți. Mulți oameni au bani să pună pe masă, cu ce să ia alimentele pentru sărbători. Asta nu îți dă un motiv de bucurie. Deci cât ai vrea tu să fii pozitiv, să-ți repeți în oglindă că eu astăzi sunt fericit, sunt bun. Nu. Astea sunt false pozitivări care mai mult îți deunează. Deci te depărtează de situația reală. Adică uneori avem dreptul să fim triști. Dacă ne moare cineva, dacă știm că suntem foarte bolnavi, deci avem dreptul să fim triști. Dar tristețe între anumite limite și a trece foarte ușor peste aceste momente de tristețe. În momentul când rămânem în ele, deja am intrat în stări depresive și se adâncesc și nu mai rezolvăm nimic. Bena Rimes ne salută și mulțumește că suntem alături. Andrei Claudiu, stresul nu... avem foarte multe mesaje și curg și nu prea pot să le citesc pe toate. Stresul de sărbători devine problematic. După sărbători rămân singur pe tragedie. Paula Pună, nu vă mai stresați, vă invit la vânători, am eu antidotul. Antidotul pe Cătălin Dudea, Beana Rimici, da, foarte frumos. Pentru tine, Cătălin, te felicit pentru ceea ce faci. Bine ai revenit sănătos, dar și bun revenit în orașul nostru. Te așteptăm mai des. Da, mulțumesc foarte, foarte mult. O să fac emisiune și mâine la ora 2. Mai avem. Nu am terminat. Într-adevăr, trecem la un subiect destul de dur acum. Am râs, am glumit, dar ăsta e un subiect chiar. Am văzut știri și în perioada asta crește rata sinuciderilor. Nu mi iese din minte știa celor fete adolescente care s-au aruncat sinucideri colective împreună. De ce se întâmplă în perioada asta să crească rata de suicid? Da. Nu mai în perioada asta, de obicei. La tânărul acela de la școală, într-o săptămână, cred că a fost, acele două fete care după o petrecere sau de mână amândouă, sau, și acel tânăr, nu știu, 10, 12, 13 ani și consumul de droguri, iarăși o problemă. Da, trebuie urmărit prima dată anturajul, consumul de droguri, pentru că ele nu au decis doar în urma unei petreceri. Deci atâta timp când nu știi ce au în spate, nu poți să spui de ce au făcut asta. Nu ai cum să te exprimi în modul acesta. Cum nici la acel copil, n-ai cum să spui motivul. La o școală privată. Da, până nu afli absolut toată situația familiei, tot ce a trăit și în cadrul grupurilor la școală și în familie, n-ai cum să spui. Deci nici un psiholog nu poate să-ți spună motivele sinuciderii sau de ce au decis asta. Nu știi contextul. Nu știi contextul nici la o crimă. Dacă nu știi contextul, nu poți să spui că ăla e criminalul sau celălalt. Deci nu știi contextul, cred că nici presa nu știe conceptul, nu știe contextul. Nu, dar ca rată, ca la nivel de, în perioada asta, rată de suicide, da, în perioada aici asta este, există iarăși o... Este vârful așteptărilor lor, ei deja sunt depresivi, aici e vârful așteptărilor, nu pot suporta că vor fi singuri sau că nu au loc de muncă sau că nu, și pur și simplu aici lachează. Și sunt oameni care de foarte multe ori au acea expresie de vesel, sunt oameni aparent plin vesel, plin de fericire, de foarte multe ori vedem un reportaj și cum, că sunt oameni care nu te aștepta să facă lucrul ăsta. Nu ne așteptăm, pentru că așa cum am vorbit, avem mai multe roluri sociale, acasă am un rol când nu mă vede nimeni, am o anumită stare emoțională, anumit comportament, iar în societate eu mă comport ca și cum, în funcție de așteptările celorlalți. Eu vreau să am o imagine, vreau să fiu aprobată majoritatea dintre noi, vreau să fiu apreciată, cei care pornesc de la ideea asta, nu să-și trăiască viața așa cum o au și acasă. Adică eu sunt Cristina acasă, Cristina sunt și în cabinet, Cristina sunt și la serviciu, același model de comportament. Și viața de pe Instagram, ce facem cu ea pe Instagram? Păi nu am. De pe TikTok. Nu. Adică pasiunile mele pe care le am acasă le promovez și când sunt la serviciu, și când sunt în cabinet, și când sunt cu tine, și când sunt și invitată la serviciu. Ți-e place foarte mult să citești. Da, îmi place mult să citești și să călătoresc mult. Ceea ce pentru un manager de bibliotecă nu e... Nu e rău. Și nici pentru psiholog. Și îmi plac și copiii. Că așa am început activitatea.
ca educatoare acum 30 de ani. Iată. Aproape, da? Și așa am rămas, am îmbinat aceste pasiuni. Poți spune că tu faci ceea ce îți place. Exact. Cum ai, care e secretul? Știi că e clișeul ăla întrebat. Am avut norocul. Cum ai reușit? Și norocul și... E vorba de noroc? Nu numai de noroc, de pregătirea profesională, pentru că în tot ceea ce mi-a plăcut să fac, pentru că eu m-am pregătit profesional. Te pregătești. Da. Tu deci am făcut... o pregătire, nu, gata. Da. Am... Deci orice mi-a plăcut, m-am dus și am studiat. Și, nu, și noroc, dar și ceea ce vrei tu, scopul tău de la viață. Nu le știi pe toate și nu le știi pe toate niciodată. Dar asta apropo de unii care zic, gata, am studiat, mi-am zis că ne-am făcut. Nu. Tu și acum te permanență, nu, dar în domeniul meu niciodată nu poți să pui punct, pentru că se descoperă noi funcționalități cerebrale, noi modalități de funcționare a corpului uman. Nu ai cum, în fiecare zi se publică cercetări, ce s-a mai descoperit. Deci în domeniul cerebral noi nu știm decât foarte puțin de ce poate, din ceea ce poate face creierul. 10%? Nu, e un mit atunci. E un mit cu 10%. Așa avem funcționalitate mult mai mare cerebrală, dar problema e că noi nu folosim. Nu folosim, pierdem și atunci funcționăm precum un cal, cu urechile, cu ochelari de cal. Adică vedem doar ceea ce ni se oferă și nu avem îndrăzneala să ne ducem și în afara cutiei. Deci suntem într-o cutie închiși, cutia cerebrală. Noi nu gândim în afara cutiei decât în funcție out of the box. Exact, exact. Așa, pe final, câteva lucruri, apropo de revenind la perioada asta, sărbătorești perioada asta, în mare, ce ar trebui să facă cei care în perioada asta au oarecare stare de angoasă, ansietate, da, depresie? Ieșiți. Nu contează că aveți prieteni sau nu aveți prieteni. Ieșiți în magazin și vă împrieteniți cu toată lumea. Toți participăm la aceeași alergare după braț și globul, da? Ieșiți în oraș. Orașul e foarte luminat. Noi ziua, de-aia suntem mai anxioși iarna. Nu avem soare, totul e gri. Păi ieșiți seara, oameni buni, avem orașul foarte frumos. Numai luminile acelea nouă ne creează o stare de foarte bună dispoziție. Avem colinde în centrul orașului. Plus, ieșiți la spectacole. Avem atâtea spectacole, piese de teatru. De săptămâna viitoare, Centrul Cultural oferă un spectacol foarte frumos la Casa Tineretului. Intrare liberă, gratuită. Nu cunoașteți oamenii din sală, dar ne cunoaștem acolo, ne împrietenim acolo, nicio problemă. Iată, deci sunt da, soluții. Avem piese de teatru, vă fi la Palatul Teodor Costescu, colinde. Vreți să veniți la noi la bibliotecă? Avem și noi braci și luminițe, plus cărți avem. Vreți să vă duceți la muzeu? Și colegii noștri de la muzeu jucării, au foarte multe... Jucării? Avem în secția de copii, este specială pentru, da, pentru copii. Noi vom avea din ianuarie, vom avea trei secții unde avem jucării noi. Acum le-am primit de la un donator. Și Moș Crăciun anul trecut a venit la și anul acesta vine la colindători, Moș Crăciun, în fiecare secție. Care... Așa că ieșiți că aveți unde ieși. Nu vă place în Severin, duceți-vă la Târgu din Craiova, care este cel mai frumos din România. Este cel mai frumos din România, locul 2 din Europa, după cel din București. De ai noștri Olteni. Suntem locul 1 da, în România, da, Craiova. Da, da, foarte frumos. Și aveți unde ieși. Deci eu zic că există foarte multe locuri în care putem ieși gratuit. Nu e o scuză că nu ai bani, trebuie să avem bunăvoință și timp liber. Și îmi permit așa o scurtă completare în ce ai spus tu, sunt foarte de acord cu ce ai spus. Faceți bine, pentru că făcând bine, o să aveți, și nu e un clișeu ăsta, că în perioada asta, făcând bine, automat vă veți simți bine. Da, da. E important lucrul ăsta. Dăruind orice în perioada asta sărbătorilor, și implicându-vă în tot felul de activități. Da, caritabile, nu contează cu cine, nu contează cu ce. Și dacă vor să posteze și pe Facebook, să posteze, eu încurajez. Exact. Pentru că comportamentul lor poate fi preluat și de alții. Un model deci, de bune practici. Ăsta e chiar un model de comportament pozitiv. Nu ne promovăm pe noi nici, am zis, nici mașinuțe, nici gentulețe, nici excursii. Promovăm niște oameni pe care i-am ajutat. Și poate că undeva vreau să le dea mai mult decât le-am dat noi. Da. Și ne simțim și noi bine și ei bine, am făcut un bine tuturor. Un bine comun. Avea o vorbă de aici din Mehedinț, Dumnezeu să odinească în pace, bunicul meu Ion. Și în perioada asta mi-aduc aminte de bunici și mai ales de bunicile aici, în care unde am copilul, de bunicul meu Ion, de bunica mea Renuța, care din păcate anul acesta a trecut la cele veșnice. Dumnezeu să ierte să-i odinească în pace. Și spunea așa bunicul meu Ion, bine faci, bine găsești. Exact. Și mie mi-a rămas în minte, apropo de lucrul ăsta, și cred că, de fapt, lucrul ăsta contează, de asta am spus, faceți bine. E important lucrul ăsta și e testat.
Bine faci, bine găsești. Bine găsești. Că faci un bine celuilalt, dar îți faci bine și ție că ai ajutat pe cineva, indiferent de motivul pentru care l-a ajuns. Că vrei să și asta se explică și din punct de vedere psihologic. Vrei să spui și poză pe Facebook sau Instagram cu asta, cu atât mai bine, că te simți și mai bine. Corect. Da, pentru că și eu o să dau like cuiva care am văzut că a oferit un cadou. Foarte frumos. Da. Foarte frumos. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu live pe Facebook și vom mai face interviuri frumoase aici. Voi mai face un dovedat drum să venim și cu Maria Cristina Firu, psiholog Adrian, și cu alți prieteni. Mâine, dragi prieteni, la ora 14 o să am un interviu live pe Facebook la NAMAT, un concept despre care o să aflați mâine la ora 14, tot aici la Drobeta Drumul Severin. Veți vedea mâine mai multe detalii și sigur live-ul pe Facebook. În încheierea live-urilor sunt două lucruri la care țin foarte mult. Unul, să spui cum te-ai simțit aici alături de mine și alături de prietenii noștri live pe Facebook. Și doi, care ar fi mesajul tău pentru toți cei care ne urmăresc? M-am simțit extraordinar ca de fiecare dată, pentru că abordăm toate subiectele, nu ne propunem să abordăm doar un subiect, ci la noi discuția decurge în funcție de ce am spus anterior. Adică foarte liber. Iar un sfat, acționați pe ideea interes în interesul celuilalt. Pentru că dacă eu acționez ca să-ți fie ție bine, automat și mie va fi bine, că și tu vei face același lucru. Și toți vom trăi un bine comun al comunității din care fiecare facem parte, indiferent că e sat, oraș, județ, Oltenia. Așa este. Mulțumesc foarte mult. Sărbători fericite și toate cele bune. Mulțumesc asemenea. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi aici live pe Facebook, la cabinetul psihologului Maria Cristina Firu, psiholog adlerian și manager, director, Biblioteca Ilie Bibicescu din Drobeta Turnul Severin, Biblioteca Județeană Ilie Bibicescu din Drobeta Turnul Severin. Bine faci, bine găsești, faceți bine și cu siguranță veți găsi bine. Și lucrurile importante nu trebuie să le căutați niciodată mai departe decât în interiorul vostru și cu siguranță aveți resursele necesare și capacitatea de a le găsi acolo, în voi înși vă, oriunde v-ați afla. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun totdeauna adevărul.